Luna a șaptea a bebelușului este una cu mai progrese din punct de vedere fizic și psihic pentru acesta. După ce va sta bine însezut, bebelușul va începe să experimenteze noi modalități de cucerire a spațiului, prin târâre, rostogolire, apucarea barelor patului, încercând să se ridice. La șapte luni, bebelușul este în plin proces de diversificare a alimentației. Scamele de pe jos, un nasture, o bomboană, toate sunt foarte atrăgătoare pentru un bebeluș care nu își dorește decât să ajungă la ele și apoi să le bage în gură. Pentru a evita orice neplăceri și în același timp ai permite bebelușului să exploreze, strânge toate obiectele mici cu colțuri ascuțite sau care conțin diverse substanțe și pune-le undeva sus. Nu lăsa nimic în urmă ce ar putea fi periculos. Curând va descoperi că poate să bage degetul arătător în diferite orificii, așa că nu mai amâna, mergi și achiziționează protecții pentru prize. Dacă tot îți dătiști timp și le găsești pe toate în același loc, cumpără de pe acum și protecții pentru colțuri sau pentru frigider și aragaz. De asemenea, dacă locuiești într-o casă cu scări, securizează accesul către ele, în curând bebelușul va merge în patru labe. În acest stadiu al dezvoltării copilului, rolul tău este să-l protejezi de propria curiozitate. Un bebeluș la șapte luni, ținut de subsuri, își flexează picioarele și sare în sus și în jos, se târăște și se rostogolește. Învață să se întoarcă pe burtă pentru a înainta târându-se ca mai încolo să se ridice în patru lape. Dexteritatea mâinilor crește, mută cu ușurință un obiect dintr-o mână în cealaltă și chiar poate ține în ambele mâini obiecte diferite. Deși înțelege că obiectele nu dispar atunci când nu sunt în raza sa vizuală, plecarea mamei din cameră nu este pe plac. Ar vrea să se ridice ținându-se de barele verticale de la pătuțul din lemn, însă corpul este prea greu pentru a-l putea susține. Începe să imite diverse sunete, folosește tonalități diferite. Are preferință pentru o anumită mână. În jurul vârstei de șapte luni apare fenomenul cunoscut sub numele de ansietate de separare, ce se manifestă prin protestele bebelușului însoțite de plâns atunci când tu părăsești încăperea. Mama este personajul principal din viața lui. Acest lucru nu ar trebui să-l interpretezi ca pe un semn de dependență, ci ca pe faptul că prezența ta este foarte importantă și valoroasă pentru bebeluș. Tot ce trebuie să faci este să-i explici atunci când ieși din cameră Că te întorci repede, asigurându-l că el este cel mai important pentru tine. Important este că atunci când pleci să lași cu altcineva, să nu dispari pur și simplu. El este la nivelul la care nu știe că oamenii atunci când pleacă se și întorc înapoi. Încearcă să înțelegi aceste lucruri. Dacă te-ai pregătit să pleci și bebelușul și-a dat seama ce urmează, începând să plângă, uneori chiar foarte puternic, spune-i calm că pleci pentru puțin timp, dar te voi întoarce și te vei gândi la el spune-i papa și nu te mai întoarce din drum. Eventual, stai mai puțin decât ți-ai propus. Când te întorci, spune că ți-a fost dor de el. În timp, explicându-i, bebelușul va căpăta încredere, iar momentele de despărțire nu vor mai fi așa de dramatice. Este important ca din luna a șaptea sau a opta bebelușul să primească un gălbenuș de ou, puțină carne, ficat, pentru aportul de fier care îl ferește de anemie. În mod normal, bebelușul are la naștere rezerve de fier suficiente pentru primele 3-5 luni. Își va suplimenta aceste rezerve cu puțin fier din fructe și legume. Deja la 6 luni, rezervele sunt epoizate și este necesar un aport de fier. Fierul are un rol important în dezvoltarea și funcționarea creierului și în rezistența la infecții. Deficitul de fier la copii poate avea ca rezultat probleme de învățare pe termen lung. De asemenea, copiii anemici sunt mai mult expuși bolilor și infecțiilor, sistemul lor imunitar ne lucrând la cote maxime. Protejează-ți bebelușul de propria curiozitate, asigură-i un mediu în care să exploreze în siguranță. Atunci când pleci de acasă, decât să dispar deodată, pregătește-l pentru ce va urma vorbindu-i cât mai calm. Substanțele nutritive din lapte, fierul și vitamina D, sunt esențiale pentru dezvoltarea bebelușului, asigură-te că nu-i lipsesc asigură-te că bebelușul tolerează individual alimente pe care intenționezi să le combini. Nu adăuga sare sau zahăr când prepari mâncărurile pentru bebeluș. Servește mâncarea la temperatura corpului. Începe de pe acum să-l obișnuiești pe bebeluș cu igiena mesei. Îl vei spăla pe mâini înainte de masă, îi vei pune bevețica și îl vei spăla la guriță și pe mâini după masă. Încearcă să crezi un ritual al mesei.